Traficul rutier s-a derulat astăzi cu dificultate din cauza fenomenului de ceață și a nisorii abundente. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colegul nostru Adrian Lungu. Iarna a venit, doamnelor și domnilor, și în județul Sălaj, mult așteptată zăpadă, mai ales de către cei mici, îngrijorare însă în rândul celor mai mari, care se tem probabil de problemele din trafic. Însă, polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să nu pornească la drum dacă nu au mașinile echipate corespunzător cu anvelope de iarnă. Pentru că sunt de părere specialiștii, dacă pe stradă, pe șosea, există strat de zăpadă și dacă aveți anvelope de iarnă bune, nu veți avea absolut niciun fel de problemă. În schimb, dacă veți folosi anvelope necorespunzătoare, cu siguranță problemele se vor ține lanț de dumneavoastră. Una peste alta, mare atenție inclusiv la ceață, trebuie să adaptați viteza la condițiile de drum cu vizibilitate redusă, meseșul știind că este un loc cu mari probleme din acest punct de vedere.